situația este complicată. Nu există nicio garanție la momentul acesta când vorbim că rezultatul va fi unul pozitiv și pentru asta vom purta discuții și iarăși discuții. Dosarul Schengen este un dosar european care nu a mers așa cum a trebuit. În cazul nostru, anul trecut, cam tot la începutul iernii, Austria a refuzat să acorde un vot pozitiv pentru intrarea României în Schengen. De atunci toată lumea negociază. Acum, în ultima vreme, a apărut o oarecare flexibilizare a poziției austriece, însă vreau să fiu foarte sincer aici, mai este cale lungă. Nu vreau să creadă cineva că suntem la un mic pas de un rezultat favorabil pentru România. Este nevoie de foarte, foarte multe negocieri în continuare. Situație complicată, dragi prieteni, dar sare europeană aici la CEC Media, unde vom discuta despre dosarul Schengen, dar și despre procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucraina la Uniunea Europeană. Pentru început, alături de noi în platou, Flaviu Scabamaria, analist de politică externă și președintele think tank-ului Middle East Political and Economic Institute. Bună seara, domnule Scabamaria! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Iată că dosarul Schengen pare a fi un proiect de țară pentru România, dacă putem spune așa, un proiect de țară pe care ne-l asumăm după aderarea în NATO, în Uniunea Europeană. Nu am avut alte mari obiective de politică externă. Cu toate acestea, aderarea noastră în Schengen este departe de a fi un dosar soluționat. Și aș vrea să discutăm cât de puternică e diplomația română în momentul de față, pentru că tot încercăm să intrăm în Schengen și pare că nu atingem, cel puțin în totalitate, acest obiectiv. Da, nu pot să spun că nu este numai un proiect de țară, ceea ce ați menționat dumneavoastră este un drept și o obligație, care sunt izvorâte atât ca în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cât și o obligație ce revine în baza actului de aderare la Uniunea Europeană. Deci este o abordare complementară și complexă în același timp. Bine, eu consider că diplomația încearcă să depună toate eforturile necesare, astfel încât să îndeplinească aceste criterii. Interesul nostru principal, pe lângă libera circulație a persoanelor, reprezintă un interes economic major, și anume fluxul de materie prime plus ceea ce importăm din statele membre ale Uniunii Europene să se mai confrunte cu aceste blocaje, dar în continuare rămâne o provocare, și anume pentru unele state din Uniunea Europeană, și anume ele invocă aceeași problemă, și anume un număr de imigranți care, spun ei, vin din România, respectiv din Bulgaria. Dar pe lângă toate chestiile acestea există și anumite etape, și anume etape tehnice, legislative, dar și operaționale în pe care România se pare că a îndeplinit, sau cel puțin așa spune Bucureștiul, că aceste etape ar fi îndeplinite. Avem un singur stat care se opune în momentul de față aderării României în spațiul Schengen, este vorba despre Austria. Se pare că Olanda anunță că renunță la vetul impus Bulgariei. Iată, Flavius Scabamaria, ce condiții impune Austria pentru ca România să poată fi stat membru Schengen? Vorbește despre controlele mai stricte la frontierele externe ale Uniunii Europene, controle consolidate la frontierele terestre dintre Bulgaria și România, precum și dintre România și Ungaria, fonduri pentru protecția granițelor, acceptarea de migranți sirieni și afgani, dacă aceștia, într-adevăr, se dovedește că intră prin România, precum și triplarea operațiunilor Frontex în Bulgaria. În mare parte sunt condiții plauzibile pe care Austria poate să le ceară, dar nu este cumva și o capcană, pentru că implementarea acestor condiții presupune un buget mărit din partea Uniunii Europene, lucru care nu poate fi realizat atât de repede. Și Austria spune, am cerut acest lucru, dar iată că nu-l putem îndeplini. Probabil ceea ce a evidențiat președintele Iohannis, anume acest proces este unul complex, participând direct la discuțiile curente cu liderii Uniunii Europene, înțelege că încă există anumite bariere în îndeplinirea criteriilor stabilite. Cu toate acestea, și anume cele trei criterii pe care le-ați menționat aici, pot fi privite și dintr-o perspectivă a oportunității, astfel încât să beneficiem de aceste fonduri, cu cât că
ele nu ar putea veni imediat, dar ar putea exista pe fondul alegerilor din 2024 o deblocare probabil urgentă pentru a arăta această solidaritate în cadrul Uniunii Europene. Putem asista și la o astfel de mișcare. În 2024 vorbesc de alegerile europarlamentare. Da, adică pare mai plauzibil în momentul de față aderarea României în spațiul Schengen anul viitor. Dar Schengen nu este un dosar care privește doar România, ci și Bulgaria. Și avem în exclusivitate o analiză oferită de către Martina Ganceva, corespondentul Agenției Naționale de Știri din Bulgaria la București, o analiză video pe care aș vrea să o vedem chiar acum. România și Bulgaria își doresc aceleași cadou de Crăciun, intrarea în Schengen, dar cu o săptămână înainte de sărbătorile de iarnă, nicio țară nu este sigură ce va găsi sub bradul de Crăciun. Bulgaria a respins categoric cererea de a accepta mai mulți imigranți pe teritoriul său, în special afgani și sirieni, în schimbul ridicării dreptului de veto al Austriei asupra aderării la Schengen, a anunțat marți prim-ministrul nostru Nicolae Dencov. Vom vedea unde va fi limita condițiilor acceptabile și inacceptabile pentru Schengen, a scris Dencov în Facebook. El a adăugat că Bulgaria nu va accepta condiții suplimentare care nu corespund cu ceea ce se așteaptă de la alte țări ale Uniunii Europene. Fostul ministru bulgar de externe, Nadejda Neinski, a comentat că ar fi o greșeală să legăm subiectul migrației și refugiaților cu subiectul Schengen. Legătura între cele două există doar în ceea ce privește controlul frontierei, ceea ce este normal, a explicat fostul ministru bulgar de externe. Premierul bulgar, Nicolae Dencov, a declarat joi la Bruxelles că executivul Uniunii Europene, mai exact Comisia Europeană, va intermedia negocierile privind aderarea deplină la spațiul Schengen. El a spus că a discutat aceste chestiuni cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cu președintele român Klaus Iohannis și cu cancelarul austriac Karl Nehammer. Potrivit lui Nicolae Dencov, nu se discută despre separarea României de Bulgaria în chestiunea aderării la spațiul Schengen. Am auzit că autoritățile române menționează această opțiune, dar nu au ridicat-o bilateral sau cu Comisia, a menționat el. Întrebat dacă Bulgaria s-ar alătura României pentru a duce cazual la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care Schengen rămâne un vis, Dencov a spus că țara ar trebui să fie pragmatică. Dacă se demarează procedurile legale, vor dura ani, iar în acest timp vor fi blocați pentru Schengen fără posibilitatea unei soluții, a comentat el. Premierul bulgar a confirmat că Ungaria a avertizat că ar putea vota împotriva extinderii Schengen dacă Bulgaria menține taxa introdusă pe gazul natural rusesc care tranzitează țara. Ungaria a trimis o comunicare oficială în acest sens, chiar dacă la un nivel diplomatic nu foarte ridicat, iar Bulgaria a decis să renunțe la taxă. Am decis că nu trebuie să ne asumăm acum riscul cu pași care nu sunt decisiv pentru Schengen. Taxa era importantă pentru bugetul bulgar și pentru echilibrarea pieței de combustibil, a precizat Dencov. Tot joi, președintele bulgar Romen Radev a declarat că se așteaptă ca Olanda să-și declare în viitorul apropiat sprijinul deplin pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Radev a spus că Bulgaria poate adera la Schengen cu frontierele terestre, maritime și aeriene până la sfârșitul anului, dacă Sofia face eforturi
în alte câteva direcții. Europarlamentarul bulgar Andrei Duvacov a îndemnat Bulgaria și România ca elimine barierele la punctele comune de trecere a frontierei în semn de protest dacă li se va refuza în continuare aderarea la spațiul Schengen. Propunerea mea este aceea că în situația în care nu vom intra în Schengen, să rezolvăm în mod bilateral controalele la frontieră între Bulgaria și România, să ridicăm barierele între cele două țări fără a încălca legislația europeană. Acest lucru este posibil, a declarat Novakov. În mod ironic, Austria însăși, care a aderat la Schengen în 1997, a fost oprită pentru o vreme de către Germania. Ea a fost ținută la poartă Schengen timp de 3 ani de Germania pentru deficiențe la frontiere. Concret, Austria era criticată că lasă persoane cu documente false să treacă graniță și că nu era în măsură să protejeze în mod adevărat frontierele externe ale Uniunii Europene cu Europa de Est. Istoria pare că se repetă. Dacă intrăm la așa numitul Air Schengen, adică cu aeroporturile, vor exista anumite beneficii pentru turiști, dar va rămâne problemă cu transportul rutier și cos interminabile la granițele între Bulgaria și România. Martina Ganceva, în exclusivitate pentru Czech Media, o analiză în limba română făcută de experții bulgari, pentru că dosarul Schengen este un dosar comun atât pentru București cât și pentru Sofia. Miroslav Tașcu-Streve, analist de politică externă, prin telefon alături de noi. Bună seara, Mirco! Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Iată că la Sofia se vorbește chiar de o rezolvare bilaterală în ceea ce privește accederea noastră în Schengen. Dacă vom fi refuzați atât noi cât și bulgarii, Sofia propune să facem un mini Schengen la granița comună. Cât de realist pare acest proiect? Da, am ascultat cu foarte mult interes comentariul colegii din Bulgaria. Mi se pare un lucru extrem de bun. În primul rând, salut poziția matură a Bulgariei și sunt întru totul de acord cu ideea că România și Bulgaria nu pot fi separate în acest proces. În primul rând, dacă România ar face lucrul ăsta, ar fi un gest neprietenesc. În al doilea rând, atât România cât și Bulgaria a îndeplinit toate criteriile solicitate pentru accederea în spațiul Schengen. Sigur că am discutat și discutăm în continuare, decizia este una politică, eminamente politică atunci când vorbim de mai nou, nu opoziția Ungariei, pentru că, așa cum menționa interlocutoarea dumneavoastră anterior, atât obiecțiile Olandei au fost clarificate și în egală măsură obiecțiile Austriei, înțeleg că din negocieri și desantul diplomatic făcut totuși în ultima perioadă, se întrevede măcar o variantă soft de Schengen și anume acest Air Schengen. Dar aici aș face o precizare, dacă vom avea un Consiliu European extraordinar, așa cum a cerut de altfel România și Bulgaria, pe masa acestei decizii va trebui să stea nu doar o integrare de tip Air Schengen în prima parte a anului viitor, la începutul lunii martie, poate, ci și promisiunea explicită că România și Bulgaria vor fi parte de plină a spațiului Schengen până la finalul anului 2024, când se va încheia practic președinția rotativă a Uniunii Europene coordonată de Ungaria. Un mini Schengen sau un Schengen balcanic între România și Bulgaria cred că ar fi un gest extrem de interesant, un gest de exemplu pentru statele din Balcan care au obținut, cel puțin Bosnia-Herzegovina, și ea calendarul pentru integrarea europeană, pentru că suntem în fața unei reconfigurări la nivel european și chiar mondial, în care Uniunea Europeană a dat un semnal puternic de deschidere, nu? Deschiderea negocierilor cu Moldova, Ucraina, statutul de candidat pentru Georgia,
dar și o accelerare a procesului de integrare a statelor din Balcani. Și cred că ar fi total nepotrivit ca România și Bulgaria, care au făcut atâtea eforturi, care au dovedit Comisiei Europene, Parlamentului European, care au dat undă verde pentru România și Bulgaria, să fie ținuți de un vot meschin și de o logică tranzacțională pe care, din păcate, Ungaria o practică în relația cu partenerii. Mă refer aici la relația cu România, dar în egală măsură șantajul oribil pe care îl face cu Bulgaria. Te refer la gazul rusesc, se pare că situația a fost rezolvată, dar iată, Budapesta știe cum să pună piciorul în prag. Austria pare să rămână principala problemă pe care o avem. Dar, Miroslav, o ultimă întrebare. Nu e prea puțin pentru România această intrare în Air Schengen, să spunem, un concept care realistic nici nu există în tratatul Schengen al Uniunii Europene? În tratatul, nu de fapt, al Uniunii Europene. Nu există nicăieri în tratatul Uniunii Europene, vă asigur, pentru că cunosc și predau lucrurile astea studenților mei, nu există acest surogat de Schengen. Acest Air Schengen, de fapt, este de fapt o promisiune că odată cu poate 1 martie România și Bulgaria vor avea acces. Dar există un poate, așa cum foarte bine observi. Eu sunt convins, sunt extrem de optimist că în luna decembrie, deci mai sunt câteva zile până la finalul anului, acest lucru se va concretiza. Concretiza în sensul că România și Bulgaria vor intra cu drepturi depline în Schengen până la finalul acestui an? Vor intra în Schengen, în acest Air Schengen, începând cu 1 martie și până la finalul anului 2024 cu un Schengen deplin. De ce spun asta? Pentru că în ceea ce se va adopta la acest Consiliu Extraordinar nu există în tratatele Uniunii și în tratatul Schengen definiția de Air Schengen, ci va exista probabil acceptul statelor membre pentru Schengen cu o perioadă de grație, în care la 1 martie vom intra cu frontierele aeriene și navale și până la finalul anului cu cele terestre, cu Miroslav Tascu Stevre, mulțumesc foarte mult pentru intervenția la CEC Media. Între timp, așa cum ați văzut pe ecran, s-a alăturat și profesorul Adrian Niculescu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Air Schengen este prea puțin pentru România, în mod clar. Nu este cumva și o capcană pe care poate să ne întindă Austria și să vedem că la anul aceste lucruri nu se vor schimba? Sincer, nu cred. Cred că este bine. Eu sunt favorabil acestui Air Schengen. Mi se pare un prim pas și s-a vorbit foarte mult și în alte contexte. A mai fost ridicată problema aceasta a liberalizării măcar pe căile aeriene, prin aeroporturi. Mi se pare deja o degrevare importantă, mai ales că acum considerăm că de când sunt avioanele low cost a devenit de masă, s-a masificat și transportul aerian, numai o chestie elitară cum era până acum vreo 30-40 de ani. Deci eu nu consider că este jignitor să fim introduși în acest Air Schengen. Eu cred că e o chestie bună și cred că este un succes al României. Prea puțin. Eu nu consider că e prea puțin. Eu consider că este cât de cât mulțumitor, mai ales în condițiile în care totul s-a făcut al ultimo minuto și știm bine că dacă pierdem președinția spaniolă va fi extrem de greu să mergem. Pe când așa s-a deschis ceva, s-a deblocat ceva, înțelegeți? Adică s-a făcut un prim pas. Și cred că pentru asta trebuie să fim recunoscători președinției socialiste spaniole. Spania dorește Flavius Cabamaria și exprimă public că România și Bulgaria ar trebui să intre în Schengen până la finalul acestui an, în Schengen cu toate drepturile depline. După ce, dacă urmărim și celelalte declarații, inclusiv, cum am zis la început emisiunii, declarația președintelui nostru, este puțin probabil să avem o aderare cu drepturi depline până la sfârșitul acestui an. Dar în ceea ce privește De fapt, anului viitor.
Nu, acestui an, până la 31. Săda pentru până la 31 decembrie, Spania mizează pe acest lucru, evident, la nivel de discurs public. Da, dar aplicabilitatea începe din martie respectiv, iertați-mă, dar doar atât am înțeles. Este vorba de vot, domnule profesor. Când intră aplicabilitatea, vedem după aceea, dar măcar să știm că rezolvăm dosarul. Te rog, Flavius. În ceea ce privește acest concept de Air Schengen, totuși vreau să evidențez aici o flexibilitate în conceptul acesta politic, legislativ al Uniunii Europene, ținând cont de contextul internațional actual. Eu la fel consider că este un pas înainte al diplomației noastre, cu perspectivele de a-l atinge și a-l îndeplini la sfârșitul anului 2024. Am văzut care sunt și motivele pentru care Austria a adus anumite piedici iarăși încoace, concentrându-se pe ideea că va trebui să întărim Schengen-ul actual datorită unor provocări interne, în special a fluxului de imigranți. Da, dar aceasta este o scuză pe care Viena o folosește, pentru că e dovedit în mod clar, migranții care ajung în Austria vin pe o altă rută, Serbia, Ungaria, Austria. Da, probabil aici discuțiile, aceste negocieri pe care le-a evidențiat diplomația noastră, că au fost și în special în ultimul an, probabil vor trebui să continue și să convingă partea austriacă de această poziție a noastră în care problemele respective menționate sau pe care Austria le consideră care au influență asupra securității lor nu sunt, dar revin la ideea, Air Schengen reprezintă un pas înainte, la fel cum a menționat și domnul profesor, cu o speranță foarte mare la anul ca să fim... E o primă breșă. E o primă breșă, evident. Este mai mult decât puțin. Tot este ceva puțin față de ceea ce România își dorește. Într-adevăr, dintr-o anumită perspectivă, într-adevăr, e puțin din perspectiva economică. Cum am zis, economicul, deplasarea fluxului de materiale prime are loc pe mai mult pe roți decât aerian în interiorul Uniunii Europene. În mod evident, miza este una economică pentru România. Dar oamenii se mișcă cu avion. Exact, aici pentru om e importantă. Asta vreau să evidențiez pe cealaltă parte, și anume deplasarea în interiorul Uniunii Europene e mult mai... Da, câștigăm ca imagine pentru câteva 100.000 de români care se deplasează cu avionul în interiorul Uniunii Europene. Este un lucru pozitiv, dar nu câștigăm absolut nimic din punct de vedere strategic. Strategia nu, eu zic economic. Aici miza e economică până la urmă în acest câștig. Chiar dacă fluxul de persoane va deveni mult mai ușor, miza undeva în spate este economică. Domnilor, pare că Austria devine din ce în ce o voce mai dizidentă față de opțiunile de politică externă ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul încearcă să se extindă și să promoveze democratizarea și includerea statelor din Balcanii de Vest în cadrul Uniunii Europene. Avem și să discutăm în partea a doua și procesul privind negocierile între Bruxelles, Chișinău și Kiev. Dar în privința Balcanilor de Vest vine Austria și spune că este o adevărată obsesie pentru Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană ar trebui să lase deoparte acest dosar. Cum vedeți, domnule Niculescu, discursul public din ce în ce mai accentuat la Viena? Balcanii de Vest reprezintă o chestiune spinoasă, să spunem. Aici ținem minte că e vorba de țări precum Muntenegru, Bosnia-Herzegovina, care este, după părerea mea, un stat care este absolut neviabil, Muntenegru, Albania, Republica Macedoniei de Nord, care deja devine mai simplu, să spunem așa, lucrurile s-au deblocat în urmă cu câțiva ani, cu vreo 2 ani de când și-a adoptat noul nume. Da, îi reprezintă o chestie, să nu uităm că este și o foarte, foarte mare diferență, să spunem așa, de dezvoltare economică, de nivel de trai până la urmă, țări precum Albania sau mai puțin, dacă vreți, țările din fosta Iugoslavie, care au beneficiat de vreo 50 de ani de un regim care nu se putea compara, chiar dacă se zicea că este un regim comunist, dar era un regim comunist extrem de deschis și care a construit alu Tito cu granițe libere, cu valută liber convertibilă, cu libertatea concurențială și așa mai departe, cu multe lucruri.
Dar reprezintă niște chestiuni, au fost acolo două, a fost războaie după 1990, devastări, repet, această Republică Bosnia, după părerea mea, neviabilă, împărțită de fapt în trei entități și așa mai departe. E o chestiune, plus că ruta asta a Balcanilor de Vest, într-adevăr, a fost o rută în care prin Croația cumva se putea ajunge în țările Schengen. Însă ar trebui spus și că dacă noi acolo primeam ce am văzut acolo pe tabel, pe ecran, e vorba de primirea unor refugiați afgani și din și din Siria, dacă Siria. Se dovedește că intră prin teritoriul României, lucru care ele există în tratate. Exact. Este... Asta este trecut. Numai cei care au fost înregistrați prin România. Dacă evident. Sunt nu aici e capcana pe care eu o văd din partea Austriei, ci faptul că cer anumite condiții suplimentare care necesită fonduri din partea Uniunii Europene, fonduri pe care, evident, Bruxelles în contextul de față nici măcar nu le are alocate. Dar în același timp, Flavius Cabamaria, Bulgaria anunță în mod ferm, un anunț care are cel puțin 48 de ore de când a fost dat, nu acceptăm condiții suplimentare. Asta e poziția... Față de cei care sunt acolo. Față de orice condiție care poate să apară din partea Austriei și a altor state, dar în cele din urmă s-a dovedit că au negociat cu cei de la Budapesta privind... taxa pusă pe tranzitul de gaze rusesc ce tranzitează Bulgaria, dar Bulgaria nu se referă la condiții de genul acesta, ci se referă la condiții impuse în mod cert privind dosarul aderării la Schengen. Da, poziția Bulgariei este una, să zic, puțin cam directă, dar ar putea fi uneori și flexibilizată din cauza situației internaționale actuale. Trebuie să și partea bulgară probabil ar trebui să ia în considerare evoluția situației din zona limitrofa noastră, astfel încât aceste condiții, chiar dacă nu sunt, au fost stabilite de la început, pentru cazul actual, orice dosar se află într-o dezvoltare a lui, în orice moment poate fi evaluat și reevaluat. Cum am zis, problema Air Schengen trebuie luată în considerare, astfel încât să îndeplinim obiectivul nostru de aderare la sfârșitul anului. Aceste condiții, unele, probabil, partea austriacă, reprezentând chiar vocea și altor state. Nu suntem siguri dacă Austria reprezintă doar vocea singura Austriei. Ridicat, din punct de vedere oficial, ridicat, așa este. Ai deschis un subiect, de fapt, și ridicat o minge la fileul Flavius Cabamaria. Care ar putea, evident nu putem ști cu siguranță, dar cu toți analizăm politica externă, putem vedea anumite interese geopolitice, care ar fi statele care se bucură, sub o formă sau alta, de poziția actuală a Austriei? De poziția actuală a Austriei sunt statele care se bucură de acest blocaj economic, și anume miza economică, în principal acesta este, nu este neapărat problema de libera circulație, și anume, bun, libera circulație a persoanelor, să nu se mai stea atât de mult la granițe, dar miza este una economică. Din această perspectivă, sunt probabil și alte state, cum nu pot să le identific, pentru că interesul economic este bilateral între diferite state din Uniunea Europeană, astfel încât să se ascundă în spatele Austriei. Deci, dar din punct de vedere oficial, noi trebuie să lucrăm cu ce avem oficial, absolut, și anume poziția Austriei. Adică, Flavius Cabamaria, domnule Niculescu, se bucură Olanda că România ar primi încă un veto privind aderarea la Schengen? Pentru că Olanda este statul care s-a opus inițial aderării României la Schengen și avem acel celebru măr al discordiei privind rolul strategic al gurilor Dunării, al porturilor de la Dunăre sau de la Marea Neagră, special portul Constanța, care ar lua foarte mult din tranzitul mărfurilor ce trec prin porturile Amsterdam, Rotterdam, evident venind bani, interes strategic către România. Te rog, Flavius. Din această perspectivă, dacă se bucură sau nu, intervine diplomația economică în acest context, și anume, dacă se ajunge la o discuție pragmatică și aplicabilă cu Olanda, atât în ceea ce privește gestionarea porturilor, zic, fluxurilor de bunuri din Marea Neagră, bineînțeles, pot fi câștigurile de ambele părți, astfel încât să nu existe probleme la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
Domnule profesor, cum vedeți dumneavoastră această situație? Alte state care s-ar bucura ca România și Bulgaria să nu fie în Schengen. Putem vorbi, evident, de state care sunt menționate în presa de la București, în presa de la Sofia. Una este Olanda, una dintre alte state este Federația Rusă, care, evident, orice moral discordei în cadrul Uniunii Europene care afectează coeziunea Europei, este privit ca fiind pozitiv la Moscova. Mă rog, pe noi ne interesează în primul rând statele din partenere din cadrul Uniunii Europene. Acum, ce gândește Moscova de la 4.000 de kilometri este altceva, sau ce gândește, știu eu, Fenianu. Dar ce este clar, Coreea de Nord? Ce este clar, domnule profesor, mă scuzați că vă întrerup, este foarte clar că sunt niște relații politice, economice, la un nivel ridicat, funcționale, între Viena și Moscova. Da, nu cred că are rost să le repetăm, am rediscutat în această emisiune. Avem și o doamnă ministru de externe. Fost ministru de externe, care acum se află în anturajul lui Vladimir Putin, mutat în Moscova. Da, s-a mutat la Moscova, am auzit și de această chestie. Azi a venit o știre că domnul Depardieu a făcut ceva, n-am înțeles foarte bine, actorul Gerard Depardieu a trimis în dărât Legiunea de Onoare și a spus că o pune la dispoziția Ministerului de Externe franceze, că a făcut un afront către Franța din poziție pro-Putin, ca să înțelegem bine. Pe de altă parte, ce vreau să spun, Olanda. Să vedem, Olanda are încă guvernul vechi, să vedem ce o să întâmple de acum înainte. Iată o viitoare miză la care personaj. Trebuie să fim atenți. Da, Wim Wenders, care să vedem ce, dacă va ajunge prim-ministru, în ce compromisuri ar putea să facă să ajungă prim-ministru, însă cert este că Olanda este acum într-o situație de tranziție. Domnule profesor, certitudinea pe care o avem în momentul de față este că trebuie să luăm o pauză publicitară și ne întoarcem la Olanda, vă promit. Voilà, sigur. Ne-am reîntors la CEC Media. Victor Negrescu, europarlamentar, în direct prin telefon. Bună seara, domnule Negrescu. Bună și mulțumesc pentru invitație. Domnule Negrescu, experții bulgari și clasa politică de la Sofia anunță o idee privind un mini-Schengen între România și Bulgaria, privind granițele comune, dacă accederea va continua să fie blocată atât pentru București cât și pentru Sofia. Cât de viabil este acest proiect? În primul rând, trebuie în continuare să uzăm de toate mijloacele pentru a intra în spațiul Schengen, pentru că România merită să fie în spațiul de liberă circulație și mai mult decât atât, recentul mesaj transmis de guvernanții din Olanda ne dă încredere că putem să atingem acest obiectiv, adică Olanda și-a ridicat vetul aplicat Bulgariei, mai avem doar Austria. Însă este evident că România și Bulgaria ar putea să constituie o zonă de liberă circulație. Legal avem cum să luăm această decizie, însă până să facem acest lucru mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe obiectivul nostru principal, să insistăm pe Austria. Austria rămâne izolată în plan european, pentru că în continuare se opune zonei de liberă circulație și de aceea eu cred că împreună cu partenerii europeni îi putem convinge în săptămânile care urmează. Adică am putea avea până la finalul acestui an un vot favorabil din partea tuturor statelor membre, inclusiv din partea Austriei? Eu cred că în următoarele zile o să știm exact dacă Austria își flexibilizează și mai mult poziția și dacă ajungem la un compromis. Este evident că acum Austria e dispusă să accepte accederea noastră pe calea aeriană. Partenerii bulgari nu vor doar pe calea aeriană. Evident și noi insistăm să avem și calea aeriană și calea terestră, ambele setate corespunzător, cu un termen foarte bine definit. Știu că aceste lucruri urmează să fie discutate la Viena chiar la începutul săptămânii următoare, între cancelarul austriac și miniștrii săi, cu privire la ultima ofertă transmisă de Comisia Europeană. Comisia Europeană s-a angajat să respecte acele criterii și cerințe făcute de guvernul de la Viena. Acum totul este în barca Austriei, care trebuie să ia o decizie cu privire la modul în care va aborda acest subiect și dacă lucrurile vor merge în direcția bună, avem speranțe pentru un vot în zilele care urmează până la finalul anului. Vorbiți despre compromis, un termen foarte corect din punctul meu de vedere. Ce ar trebui să negociem cu Austria? Cum am putea atinge acest compromis? Pentru că pare că încercăm să-l atingem de foarte mult timp. Sentimentul meu este că anul trecut am avut un mare eșec. Nu trebuia să ajungem în situația asta în care Austria se opune României. Eu nu înțeleg cum foștii responsabili de acest subiect au fost surprinși de schimbarea de poziție a Austriei. Anul trecut ar trebui să reacționăm cum a reacționat Croația, însă iată și noi am reușit acum
să facem acest lucru. În ultimele câteva săptămâni avem o flexibilizare a poziției Austriei. Eu am fost chiar personal la Viena în urmă cu 3 săptămâni, am discutat cu oficiali de acolo la nivel înalt. O parte din argumentele prezentate public de oficiali austrieci mi-au fost prezentate și mie. Deci lucrurile sunt spre o tendință optimistă, aș putea spune, și mai mult decât atât, acum nu e vorba de România care negociază sau face un troc. Nu e vorba despre așa ceva. România are tot dreptul să fie în zona de liberă circulație, respectă toate criteriile. Acum urmează să vedem ce putem face împreună cu Comisia Europeană, pentru că premierul austriac s-a referit la Comisia Europeană în cerințele formulate. Acestea au fost, oarecum, asigurate de reprezentanții instituțiilor europene, așa că eu cred că putem să găsim acel compromis, acel consens necesar pentru a avea o șansă să intrăm în spațiul Schengen, dar din nou e vorba de o decizie politică. Din păcate, în continuare suntem blocați politic, dar sperăm ca această izolare a Austriei să conducă la o schimbare de perspectivă și la un vot pozitiv pentru țara noastră. Sofia spune că nu acceptă condiții suplimentare. România lasă de fapt, România recunoaște că și intrarea în Air Schengen, un concept care nu există în tratatul Uniunii Europene, ar putea fi un lucru acceptat. Există vreo șansă a decuplării dosarului României și Bulgariei în momentul de față? Teoretic se putea face această decuplare dacă se lua această decizie anul trecut, când erau formulate deciziile de aderare la spațiul Schengen. Anul trecut am ieșit în spațiul public, atrăgând atenția că, iată, Croația avea o decizie separată și Bulgaria era cuplată cu România. Acum este cam târziu să mergem pe această cale, însă revin și spun, partenerii noștri din Bulgaria spun multe în spațiul public, însă săptămânile acestea au discutat cu Austria, au negociat cu Austria, adică dacă nu erau de acord, de ce au negociat? E normal, la nivel european negociem, așa se iau deciziile în plan european. Austriecii au venit cu o variantă, Air Schengen. Noi am spus Air Schengen este o confirmare a faptului că respectăm criteriile, dar avem și o dată posibilă pentru intrarea pe cale terestră. Încercăm să o obținem, însă din nou vin și vă spun, noi avem opțiunea între a nu face niciun pas înainte sau a face un pas înainte intrând pe calea aeriană. De 13 ani România respectă criteriile. Nu s-a făcut niciun pas înainte. Acum că am reușit să facem un pas înainte, aud, da, în spațiul public tot felul de comentarii sau critici, în loc să fim concentrați pe faptul că am făcut un pas înainte. Corect. Și avem toate șansele să facem și pasul final pentru a intra în zona de liberă circulație. Domnule Negrescu, o ultimă întrebare, pentru că am citit cu atenție ce scrie și Sofia și ce se scrie și la București și declară oficialii. Dacă totuși până la finalul anului nu vom avea un răspuns pozitiv sub nicio formă privind dosarul Schengen, există, din punct de vedere plauzibil, există șansa să acționăm împreună cu Bulgaria și alte state europene, statele care se opun prin veto la Curtea Internațională de Justiție sau la Curtea Europeană? Dacă nu vom ajunge la un consens pentru intrarea integrală, trebuie să mergem pe varianta intrării pe cale aeriană. Dacă nici acest obiectiv nu este îndeplinit, eu cred că trebuie să mergem spre un vot, pentru că doar un vot ne poate permite să mergem mai departe la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mai mult decât atât, ca urmare a unui raport aprobat chiar săptămâna aceasta în Parlamentul European, raport pe care l-am coordonat, mai nou, Parlamentul European s-a angajat să sprijine orice demers la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva unor vetouri care nu sunt justificate legal. Ori, din toate punctele de vedere, vetoul aplicat de Austria anul trecut nu avea niciun fel de justificare legală, juridică, și automat am putea să avem inclusiv Parlamentul European ca partener într-un astfel de demers. Asta ne-am propus, asta am obținut. E o victorie de etapă care pune sub presiune Austria, așa că eu prefer să mai aștept câteva zile înainte să ne gândim la varianta alternativă în cazul unei noi respingere a aderării noastre la zona de liberă circulație. Victor Negrescu, mulțumesc foarte mult. Ne reîntoarcem în platou alături de Flavius Cabamaria și profesorul Niculescu. Domnilor, ultima întrebare legată de Schengen, după care vreau să discutăm puțin și situația din Orientul Mijlociu. Domnule profesor, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este un scenariu plauzibil pentru perioada următoare dacă vom asista la un răspuns total negativ? Da, e posibil să există recursul la justiția europeană, dar eu mă îndoiesc că se va face, fiindcă eu cred că se va debloca situația asta. Adică și eu, ca și domnul Negrescu, sunt optimist. Sunt optimiști de serviciu astăzi. Pare că sunt eu avocatul diavolului.
Dar de 13 ani încercăm să intrăm în Schengen, cred că... Uite că acum se poate ceva și toată lumea cârtește, adică... Se poate ceva, dar este prea puțin față de ceea ce ar trebui să se întâmple. Nu știu, pe... Israel, domnilor, Flavius Cabamaria, iată că Reuters anunță că presa din Israel, societatea din Israel este puțin, este șocată, de fapt, este șocată, cred că ăsta e termenul corect, de modul în care au reacționat forțele de ordine israeliene, care au ucis doi civili israelieni, se aflau în bustul gol, purtau un steag alb în mână, o eroare pe care, iată, până și una dintre cele mai bine pregătite armate ale lumii o poate comite. În prezent asistăm în conflictul din Gaza la două direcții aproape ireconciliabile, și anume, pe de o parte, sunt obiectivele politice care au fost stabilite de către premierul Netanyahu, respectiv autoritatea din Israel care se află la putere, și a doua dimensiune pe care vreau să o menționez este format din două elemente, și anume o presiune internațională umanitară privind criza umanitară din Gaza, la care se adaugă această presiune internă referitoare la eliberarea de ostatici. Deci, familiile celor care au persoane ostatice ținute ostatici în zona Gaza, bineînțeles că reacționează dur și puternic. Pe de altă parte, în ceea ce privește la cazul acesta, într-o acțiune de luptă, uneori nu se pot întâmpla și anumite erori. Erori aici, probabil analiza va fi de pe câmpul tactic, va fi o analiză a câmpului tactic, a comandanților direcți care au coordonat acțiunea, dar în același timp putem să vedem dacă există și imagini înregistrate video mult mai bine, pentru că în cazul conflictului din Gaza actual există o îmbinare foarte bine pentru prima dată între două fronturi. Avem frontul acesta de acțiune fizic, și anume lupta de pe teren, cu frontul mediatic. Hey, pentru prima dată frontul mediatic l-am văzut în multe alte războaie, nu, chiar și aici în Ucraina, la granița noastră. Ceea ce vreau să evidențez, în conflictul din Gaza, aspectul mediatic este mult mai puternic, transmisiile online directe sunt total diferite față de conflictul din Ucraina. De ce? Mai greu acum, pentru că nu mai Ucraina, în Gaza. N-am văzut din Ucraina transmise de pe linia frontului imagini în mod direct atât de multe cum au fost transmise acum. Modul în care televiziunea respectiv, oameni, au folosit social media, rețelele acum, dacă nu mă înșel, sunt total diferit. Te referi la momentul în care a avut loc atacul? Da. La modul în care a operat cei de la Hamas, atacul, care dar și după, au făcut multe filmări dar live. Dar și după momentul 7 octombrie. Noi putem vorbi de un fel de like war în cazul de față al conflictului din Gaza, ceea ce nu am discutat sau nu s-a pus problema în cazul conflictului din Ucraina. Domnule profesor, continuă criza umanitară în Gaza. Și aici aș vrea să vă întreb cum ar trebui gestionat acest lucru. Este și o presiune internațională pentru Israel. Pe de altă parte, Israel în momentul de față demonstrează și are foarte multe argumente că acesta este modul în care poate să acționeze în momentul de față. Situația pe teren fiind cea pe care o cunoaștem, în măsura în care teroriștii se ascund printre oameni, printre civili, în populație, se ascund și mai ales au arme, depozite de muniții, acele guri de foc în care ies niște rachete care s-au văzut sub niște grădinițe, sub niște școli. Eu aș numi în primul rând asta o crimă împotriva umanității, să faci dintr-o școală să ai dedesubt niște lansatoare de rachete. Exact. Asta este ceva de neînchipuit. Asta ar fi trebuit să înceapă prin asta condamnarea la ONU, nu cei care încearcă să neutralizeze aceste lansatoare de rachete. Le-am văzut toate, erau vreo 16, număra un soldat izraelian, erau la vedere și erau cu niște desene de astea de copii, cu Făt Frumos, cu Ileana Hosânzeana sau echivalentele lor arabe, pastelate și frumoase, dar era inadmisibil așa ceva. Adică
ar trebui pornit cu o condamnare a acestei chestiuni. Cum e posibil să faci scut uman dintr-o grădiniță? Cum e posibil ca o școală să devină un depozit de muniții? Cum e posibil ca un spital, și aici s-a demonstrat cu asupra de măsură, abundant, da. Abundant. Flavius Caba Maria, avem armata izraeliană în fâșia Gaza. Operațiunea, mai devreme sau mai târziu, se va termina. Ce ar urma după? Exact asta este principala problemă. E mare întrebare discuție de dinainte ca armata să intervină în Gaza. Da, orice acțiune militară are există cea mai mare șansă să aibă un succes la un anumit moment, mai devreme sau mai târziu, cum au fost și în toate celelalte cazuri. Cazul Afganistan, cazul Irak, soluția militară își poate atinge succesul foarte ușor sau foarte repede. Depinde doar de chestiunea de timp. Ceea ce va fi după, totdeauna măsurile post-acțiune și anume elementul politic. Deci soluția este una politică până la urmă a situației respective, nu una militară. Ceea ce există până în prezent, oricum, e foarte dificil. Soluția celor două state pe care o susținem noi, cât de viabilă mai este? Soluția unui singur stat. Există și această soluție pusă în discuție. Dar, conform la ultimele declarații existente până acum, una dintre liniile roșii ale Washingtonului este să nu existe o ocupare permanentă a fâșiei Gaza. Acest element este esențial. De asemenea, celelalte state arabe la fel pun o presiune diplomatică mai puțin acționabilă în câmp practic. Dar în perioada următoare vom asista la diferite formate. Chiar astăzi a fost o altă întâlnire în Oslo între, bineînțeles, Qatar și Israel în ceea ce privește punctul cel mai fierbinte și acum din prezent, eliberarea de ostateci. Dar până ajunge la acea formulă, ceea ce a spus dumneavoastră, și anume trebuie să avem o conferință de pace, eliberare de ostateci, sunt câteva etape până a avea o soluție. Probabil acest moment este un reprezintă o oportunitate încât să se tranșeze pentru o pace de lungă durată chestiunea palestiniană. Flavius Caba Maria, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Domnule profesor, noi rămânem și în partea a doua a emisiunii. Ne reîntoarcem după o scurtă pauză publicitară. Continuăm discuțiile despre Uniunea Europeană. Republica Moldova și Ucraina sunt mult mai aproape de acest lucru.